Rezistența armată din munți. Grupul de partizani Arnota. De ce Arnota? Odată cu abdicarea forțată a regelui Mihai I, din 30 decembrie 1947, regimul comunist instaurat la București de către sovietici a decis să elimine orice formă de opoziție, astfel că între anii 1948 și 1949, securitatea a pornit o amplă acțiune de anihilare a partidelor istorice, dar și a grupurilor de rezistență armată din munți, grupuri formate în mare parte din foști ofițeri regali, studenți, foști legionari și țărani înstăriți, preoți, etc. Aceștia, pentru a scăpa de prigoana roșie, au decis să se ascundă în munți și să lupte împotriva regimului comunist, ajutând astfel, credeau ei, la revenirea țării la un regim democratic. Mai sperau ca lupta lor să fie sprijinită și de occidentali și, mai ales, sperau într-o intervenție militară americană. Unul dintre aceste grupuri s-a format în primăvara lui 1948, iar cei care l-au format au decis ca baza să le fie muntele Arnota din comuna Costești, munte cunoscut ca fiind preferat și în trecut de mulți haiduci și alți revoltați ai vremurilor. Muntele Arnota le putea oferi lesne adăpost, prin grotele, peșterile și văile inaccesibile pe care le avea. De asemenea, un alt avantaj îl constituia aversiunea aproape quasi totală a populației din zonă pentru regimul comunist. Să nu uităm că Bistrița Costești era o zonă cu multe biserici și mănăstiri. Clerul era împotriva comunismului, dar și în regiune mulți fruntași politici de odinioară, inclusiv familia regală, aveau legături, fie prin proprietăți, fie prin obiceiul de a-și petrece vacanțele în frumoasa comună elitistă vâlceană. Foști deținuți politici pun bazele grupului Arnota. Câțiva foști simpatizanți legionari, conduși de Gheorghe Piele și Ion Oprițescu, arestați după rebeliunea legionară din ianuarie 1941 și evadați mai târziu din închisori, au pus bazele unui grup de rezistență anticomunistă. Pentru nenumăratele avantaje geografice pe care le oferea, prin poziția greu accesibilă, muntele Arnota din Bistrița Costești, județul Vâlcea, a fost ales ca refugiu pentru grupul de rezistență ce avea să poarte numele locului, Arnota. Un alt motiv a fost acela că cei doi care au organizat grupul cunoșteau foarte bine locul, ei făcând parte din cei 242 de legionari care, cu ajutorul unei tabere, construiseră sub stâncă, în anul 1935, un drum ce lega Bistrița de mănăstirea Arnota. Poetul Radu Gir le-a dedicat acestora și muncilor poezia Cântecul Arnotei. După ideea formării grupului, a venit și concretizarea ei. Grupul Arnota a fost format din Ionescu Gheorghe, conținând tot felul de meseriași proveniți din mai multe zone ale țării. Grupul Arnota a fost format din Ionescu Gheorghe, zis Frunză, Banu Petre, zis Bănică, Ghiță Băncescu Starovici, student în anul 2 la arhitectură și pedagog, Nicolae Ștefan, zis Tufă, electrician, Adrian Mohora, student anul 4, toți 5 din București, Gheorghe Huțanu, muncitor la atelierele CFR din Pașcani, Nicolae Angel, zis Angheluș, zis și Biboacă, zidar originar din Râmnicu Vâlcea, Ionescu Gheorghe, zis Brusture, Văduva Constantin și Toianu Gheorghe, Pavel Ion, Nicolae Constantin, Ion Oprițescu, zis Iancu,
fost gardian public și văxuitor de ghete, cetățeanul Ștefan, zis Ceață, funcționar, Popescu Gheorghe Tinichigiu, din Crovu Dâmbovița, și Tărășescu Nicolae, zis Tănase, notar la Oteșani Vâlcea. Pe lângă aceștia, nu trebuie omiși nici țăranii și preoții din comună, dar și maica Olga Gologan, aceștia sprijinindu-i cu alimente și informații. Tabăra au stabilit-o la punctul numit Hoaga Molinului. Cei care îi aprovizionau cu alimente le lăsau mai întâi în mănăstirea Bistrița, apoi le transportau noaptea în spate la tabăra partizanilor. Nu odată, fiind lipsă de alimente, maica Olga Gologan le trimitea alimente chiar din cămara așezământului religios. Era ajutată în acest sens și de sora ei, dar și de alte măicuțe. Ce și-a dorit grupul Arnota? Cei care se retrăseseră pe muntele Arnota nu aveau ca obiectiv principal întreprinderea unei acțiuni armate împotriva regimului, dar nici nu le excludeau. Ei sperau să reziste, fără a fi capturați, până la sosirea americanilor, sosire care, evident, nu s-a produs. Totuși, la un moment dat, în urma unei confruntări cu urmăritorii, grupul Arnota a reușit să captureze doi agenți ai securității, pe sergentul major Nistor Nicolae din Călimănești și plutonierul Mitroi Nicolae din comuna Pietrari. Un al treilea, plutonierul major Sândulescu Dumitru din Râmnicu Vâlcea, scăpând cu fuga. Aflând de posibila existență a unui grup armat pe muntele Arnota, ofițerii de securitate din Vâlcea și Horezu întocmesc un raport înaintat organelor superioare de la București, prin care se afirmă existența unui complot cu participarea legionarilor din județele Olteniei, Vâlcea, Dolj, Romanați, ba chiar și din Argeș, care și-ar fi propus să lupte contra regimului democratic, contra armatelor sovietice, trecând la acte teroriste și sabotaj, bazându-se pe un conflict armat între URSS și puterile imperialiste, urmărind reinstaurarea unui regim fascist legionar. Imediat, alertat, Bucureștiul ordonă lichidarea grupului Arnota, considerându-l un mare pericol și un dușman al statului muncitoresc. Plutonierul major Sândulescu Dumitru, din Râmnicu Vâlcea, cel care scăpase din mâna partizanilor, a alertat securitatea și i-a informat de existența grupului pe munte. De altfel, chiar șeful securității din Vâlcea, majorul Nicolae Filip, supraveghea de mai multă vreme, foarte atent, zona, făcând personal mai multe vizite la mănăstirea Bistrița și interogând personalul acesteia. Multe informații a adunat majorul Filip și de la doi trădători din cătunul Pietreni. Majorul Filip ordonă și chiar execută mai multe misiuni de căutare a partizanilor, dar fără succes. Însă, în urma denunțurilor, securitatea are timp și informațiile necesare pentru capturarea partizanilor. Însângerata noapte de înviere. La ordinul majorului Filip, detașamente de soldați și securiști, proveniți de la garnizoanele Sibiu și Drăgășani, au înconjurat muntele Arnota. În noaptea de Paști, 26 aprilie 1949, la orele dimineții, pe la 5, securitatea, care încercuise deja tabăra din munți, a deschis focul. S-au folosit puști, arme automate, aruncătoare de mine și aruncătoare de flăcări. În lupta care a durat 3 zile, până pe 29 aprilie, au murit 7 oameni: Ionescu Gheorghe, Banu Petre, Ghiță Băncescu Starovici, Nicolae Ștefan,
Adrian Mohora, Gheorghe Huțanu și Nicolae Anghel. Alți 5 partizani au fost capturați: Ionescu Gheorghe, văduva Constantin, și Țoianu Gheorghe, Pavel Ion și Nicolae Constantin. Doar 4 partizani au reușit să scape din strânsura securistă: Ion Oprițescu, ulterior capturat la București și ucis de securiști, Cetățeanu Ștefan, Popescu Gheorghe și Tărășescu Nicolae. Ultimii aveau să fie arestați ulterior și condamnați la 20 de ani de închisoare și muncă silnică. Trupurile celor omorâți în munte au fost transportate de securiști și atârnate în cuie, legate de prăjini, totul sub privirile îngrozite ale copiilor de la Școala Normală Bistrița. Aici au fost lăsate să putrezească mai multe zile. Nimeni nu avea voie să se apropie de cei uciși. Și totuși, au fost țăranii care, sfidând soldații, le-au aprins partizanilor lumânări la cap. Într-un final, trupurile celor uciși aveau să fie aruncate într-o groapă comună, în locul numit La Peri. Trupurile au fost astupate cu pământ și locul netezit, ca să nu se știe unde au fost îngropate. După 1989, cu ajutorul unor martori, locul înmormântării a fost identificat. Oasele reînhumate, de data aceasta cu slujbă și în cimitir. Iar mai târziu, în anul 1995, s-a ridicat și o troiță în memoria celor uciși pe muntele Arnota. Ce s-a întâmplat cu supraviețuitorii? Procesul s-a ținut la Craiova, începând cu octombrie 1949, acuzația principală fiind de crimă de uneltire contra ordinei sociale. Prima sentință a fost pe 6 decembrie 1949, iar ultima pe 19 iunie 1952. În procese au fost implicați atât partizanii, cât și cei care îi sprijiniseră sau pur și simplu erau rude ori cunoscuți cu aceștia. Lotul 1 cuprindea 16 acuzați, cei considerați principali și condamnați între un an și 18 ani. Lotul 2, tot de 16 persoane, cuprindea mai ales pe cei din organizația legionară din Romanați, care îi sprijinise cu bani și alimente pe cei de la Arnota. Grupul Moronescu, așa cum a fost identificat, au fost condamnați între 2 și 20 de ani. Dar pedeapsa era relativă. 5 dintre condamnați aveau să fie executați de securitate în timpul unui transport. De fapt, transporturile morții făceau parte din arsenalul securiștilor, care astfel își lichidau adversarii, nemai trimițându-i la închisoare. Lotul 3 cuprindea corpul monahal de la mănăstirea Bistrița. Maicile Calidonia Anghel, Nimfodora Cuștuliță și Monica Pâciu, împreună desigur cu stareța Olga Gologan, plus personalul civil, de pildă magazionera. Au fost arestate și judecate și maicile Xenia Dâmbovicianu, Ripsimia Marțoiu și Pantelomona Iordan. De altfel, curând, așezământul maicilor de la Bistrița a fost închis, iar maicile obligate să lepede rasa și să intre în civilie. Spre deosebire de grupul Haiducii Mușcelului și Elisabeta Rizea, grupul Arnota a avut parte, cei drept postum, de recunoaștere. Amintirea celor din grupul Arnota persistă datorită mai multor monumente ridicate după 1989 și chiar au un mormânt recunoscut oficial. În plus, în fiecare an, partizanii morți au parte de slujbe religioase, ceea ce eroii din Mușcel nu au parte nici măcar în zilele noastre.
ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea.